Citim din Genesa, capitolul 39, de la versetul 1 până la versetul 20. Pagina 44 în Sfintele Scripturi. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui. L-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de mână și zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ne l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în această seară vom vorbi despre integritatea lui Iosif. Și vorbind despre integritatea lui Iosif, vom fi motivați de cuvântul lui Dumnezeu să dăm dovadă de integritate într-o lume murdară, într-o lume în care nevasta lui Potifar, nevasta acestui dregător, este un lucru comun. Lumea zace în cel rău, oamenii sunt nelegiuiți și comit nelegiuiri, noi suntem chemați să fim lumină și să trăim o altfel de viață decât lumea. Lumea trăiește în desfrâu și în nelegiuire, în imoralitate, noi suntem chemați să trăim cu integritate, așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos, așa cum au trăit sfinții, să fim fără pată și fără zbârcitură în lumea aceasta. Iosif este vândut de frații săi, este departe de tatăl său și este rob între străini. Puțini oameni în istorie au suferit o asemenea traumă și dezamăgire. Și ar fi putut să spună: domnule, am fost vândut de frații mei, tatăl meu nu mai este cu mine, nu mai sunt cu părinții. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fiți singuri, tineri, aici într-o țară străină. Poate v-a dezamăgit cineva, poate aveți frustrările dumneavoastră. Dragii mei, să știți că indiferent de circumstanța în care trăim, noi putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Iosif
a călcat peste aceste dezamăgiri și frustrări și a rămas neprihănit și credincios Domnului. Și vă rog să-l observați pe Iosif în casa lui Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor. Vreau doar un lucru să specific cu privire la acest Potifar. Potifar era cel mai de încredere om al lui Faraon în momentul respectiv. Era, am putea spune ca să înțelegem, capitanul gărzii imperiale. Era omul căruia îi se încredințase paza lui Faraon, a casei lui și a cetății sale. Omul acesta nu putea fi altfel decât un om de mare, mare încredere. Mai putea să fie și paharnicul un om de încredere și bucătarul, pentru că oamenii aceștia îl hrăneau pe Faraon și paharnicul trebuia să guste paharul lui Faraon înainte că el să bea, să fie sigur că nu e otrăvit. Dar oamenii aceia doi s-au făcut nedemni de încrederea lui Faraon și au ajuns în pușcărie, în închisoare. Omul cu adevărat corect și în care Faraon și-a păstrat încrederea era acest Potifar. Și prin grija lui Dumnezeu, că nimic nu este accident în viața adevăratului credincios, Iosif ajunge omul de încredere în casa omului de încredere. Omul de încredere în casa omului de încredere. Și vă rog să observați integritatea lui Iosif pe trei planuri. Mai întâi, integritatea lui profesională, descrisă de textul acesta, că vorbim pe text. Lăsăm textul să țină predica. Integritatea lui profesională, integritatea lui morală și integritatea lui spirituală. Integritatea profesională se leagă de felul în care Iosif îl slujește pe Potifar. Integritatea lui morală se leagă de felul în care Iosif se comportă în casa lui Potifar. Și integritatea spirituală ne vorbește de relația lui Iosif cu Dumnezeu și modul lui de gândire care îl face să ia o decizie într-un moment crucial al vieții. Mai bine ajung în închisoare, mai bine mor decât să păcătuiesc. Iată, dar, Iosif este integru din punct de vedere profesional, el dă dovadă de excelență în modul în care își desfășoară activitatea în slujba lui, el dă dovadă de integritate morală, pentru că nu își permite să se compromită și să trăiască în păcat, dar dă dovadă de o înaltă spiritualitate, pentru că modul lui de gândire duhovnicesc, dumnezeiesc, îl determină să-și păstreze integritatea morală. În spatele unei vieți morale stă o gândire morală. Și acum haideți să vedem mai întâi integritatea lui profesională. Numărul 1. Capacitatea binecuvântării. Să știți că binecuvântarea, pentru că omul acesta a fost binecuvântat, binecuvântat de tatăl său și binecuvântat de Dumnezeu. Integritatea aduce în viața omului binecuvântarea lui Dumnezeu. Ascultați, în textul acesta spune, toate îi mergeau bine ori de ce se apuca. Pentru că el era credincios lui Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu era în viața lui Iosif, omul acesta a fost înzestrat cu o capacitate extraordinară. Binecuvântarea vine în viața omului și îl capacitează, îi dă înzestrări extraordinare. Scumpii mei, dacă noi suntem oamenii lui Dumnezeu, dacă noi suntem fiii împărăției, ceea ce facem și lucrurile de care ne apucăm, noi vom da dovadă de excelență. Copiii credincioșilor vor da dovadă de excelență la școală. Nu vor fi leneși, își vor face temele, vor învăța, vor pune
Nu burta pe carte, că nu te ajută la nimic, vor pune capul pe carte, mintea la contribuție și vor fi excelenți la școală. Când ne vom duce la servici, dacă singura slujbă care ne-a fost dată este să măturăm pe jos, vom fi cei mai buni măturători din istoria măturătorilor. O să fie lună să poată oamenii să pună mâncarea pe jos. Așa o să facem curățenie. Și oriunde ne vom duce, vom fi oameni de încredere, oameni care de orice ne apucăm, vom face cu conștiinciozitate și cu excelență. Pentru că să știți un lucru, când Dumnezeu așează binecuvântarea în viața unui om, în primul rând, el nu se apucă aiurea de orice fel de lucru, dar lucrurile pe care trebuie să le facă și de care se apucă și darurile cu care este înzestrat, că fiecare avem înzestrările noastre, el le îndeplinește cu excelență. Capacitatea binecuvântării, apoi confirmarea binecuvântării. Omul acesta e binecuvântat și slujește cu excelență. Știți ce se întâmplă? Ceva extraordinar. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Păi cum să nu vadă? S-a uitat la copilul ăsta. Era tânăr. Cum ai zice că nu dai doi bani pe el? Ce știe copilul ăsta? Și de la primele însărcinări și responsabilități pe care i le-a dat, a rămas șocat să vadă că îi depășește pe toți, că este excelent. Și pe măsură ce i-a dat responsabilități mai mari, s-a apucat de alte lucruri și de alte lucruri, omul acesta a trebuit să recunoască nu numai că Iosif ar fi un geniu, nu numai că ar fi un om cu o înzestrare intelectuală și fizică, o îndemânare deosebită. Știți ce a trebuit să recunoască acest Potifar? A trebuit să recunoască în viața lui Iosif binecuvântarea. Adică a spus, omul acesta este superior pentru că în viața lui există altceva decât doar o capacitate umană. E binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. A recunoscut sau a văzut că Domnul era cu el. Dragii mei, știți ce se întâmplă? Și am auzit nu o mărturie, nici 10, nici 100. Multe de tot. Și nu vă spun câte ca să nu exagerez și mă tem că și dacă aș zice sute, aș exagera că prea puține aș spune. De oamenii lui Dumnezeu, care acolo unde i-a așezat Dumnezeu, cei din jurul lor au venit și au spus, vino, ia vino puțin încoace. Ce-i cu tine, omule? Ce-i cu tine, omule? Cu tine e altceva, tu nu că ești un bun meseriaș, nu că ești foarte deștept. Ce e în viața ta? Se întâmplă ceva cu tine? În tine e ceva special, explică-mi, te rog, povestește-mi. Mii de credincioși au avut posibilitatea să ducă mărturia Evangheliei atunci când oamenii au sesizat binecuvântarea și dacă n-au știut cum să-i zică, că n-au știut ei prima dată să-i zică binecuvântare, dar au sesizat o intervenție supranaturală, ceva special, ceva deosebit în caracterul și în viața copilului lui Dumnezeu. Capacitatea binecuvântării, toate îi mergeau bine, ori de ce se apuca. Confirmarea binecuvântării, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Și acum, în al treilea rând, caracterul binecuvântării. Să știți un lucru. Dumnezeu, când dă binecuvântare în viața cuiva, binecuvântarea aia nu este măsurată cu liniarul. Adică să fie din creștet până în tălp și circumferința mea și atât, să cadă picătură cu picătură. Știți ce se întâmplă cu binecuvântarea? E revărsată de Dumnezeu și când îți cade în cap, stârnește o ploaie de stropi în jurul tău și nu ești doar tu binecuvântat, cei din jurul tău sunt binecuvântați. Ascultați, Domnul a binecuvântat casa egipteanului. Când un om este binecuvântat într-o casă, casa este binecuvântată.
Când un om este binecuvântat într-o companie, compania este binecuvântată. Când un om este binecuvântat într-o țară, țara este binecuvântată. Și câtă vreme mai sunt binecuvântații Domnului în lume, plouă și peste cel bun și peste cel rău. Măriți să fie în numele Amin. Domnului. Sunt binecuvântați binecuvântații și sunt binecuvântați și cei care intră în sfera lor, sub umbrela lor de binecuvântare. Să știți că unor oameni Dumnezeu le dă o umbrelă foarte mare și cine intră sub umbrela aceea lângă omul binecuvântat, este și el binecuvântat. Ascultați, Domnul a binecuvântat toată casa egipteanului, pentru că în casa lui Potifar a intrat un om binecuvântat. Și ăsta e caracterul binecuvântării. Ce înseamnă caracter? Felul de a fi al binecuvântării lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este revărsată ca o ploaie binecuvântată care îl atinge pe cel binecuvântat și îi binecuvintează pe cei din jurul lui. Asta este integritatea profesională a lui Iosif. Acum, când vorbim de integritate profesională, noi am vrea să credem că suntem foarte pricepuți, că suntem foarte îndemânați și că suntem foarte inteligenți și deștepți și educați și pregătiți. Un copil al lui Dumnezeu muncește, învață, se pregătește, dar la sfârșitul zilei el nu zice că este deștept, el nu zice că este capabil, el nu zice că este îndemânatic, el zice că este binecuvântat de Dumnezeu. Și oricine vine să-l laude, să-l crediteze pe el cu această capacitate, el pune mâna pe inimă și îndreaptă degetul spre Dumnezeu și spune: sunt binecuvântat de Domnul, mărit să fie Domnul. Aș vrea ca în această seară fiecare dintre noi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Indiferent care ne sunt preocupările, indiferent unde lucrăm, indiferent unde ne desfășurăm viața și activitatea, să se vadă că suntem binecuvântați. Asta este integritatea profesională a lui Iosif. Apoi, în al doilea rând, integritatea lui morală. Păi, când vorbim de integritatea morală, mai întâi trebuie să vorbim despre nevasta lui Potifar. Să știți că există oameni plasați strategic de Dumnezeu în viața națiunilor, în viața unor oameni, și Dumnezeu îi plasează strategic ca prin ei să-și arate slava. Tot așa de bine, și am putea spune nu tot așa de bine, mai degrabă rău, Satana plasează strategic agenți ai nelegiuirii prin care să ne atace integritatea. Îi poți sesiza imediat. El poate să fie șoferul din fața ta sau din spatele tău. El poate să fie și te incită să păcătuiești. Vreau să fac o paranteză. Sper că pot să continui, că e un subiect frumos, o să vă folosească, dacă aveți un pic de răbdare în seara asta. Vreau să spun că în urmă cu câteva săptămâni am avut una dintre cele mai bune oportunități vreodată în viață să dovedesc că sunt pocăit autentic. Adică, știu eu, poate nu pocăi, dar un pocăi mai bun decât sunt. Și mai ales să arăt la una din fiicele mele ce bun pocăit sunt eu. M-a rugat să o duc cu mașina dimineață la servici și cu multă bucurie, eu folosesc prilejul ăsta să mai vorbesc cu copiii și am zis, te duc? Sigur că da. Și am mers cu mașina. Și Dumnezeu mi-a scos în cale cea mai bună oportunitate. Vă spun de la început că am ratat-o. Și asta m-a făcut să mă simt mizerabil toată ziua și săptămâna cât a rămas. Și până în ziua de astăzi îmi pare rău. Am acționat ca un pocăit, dar n-am acționat, adică în sensul, știți cum, noi avem impresia că a fi pocăit înseamnă să ne păzim de rău. Să nu jurăm, să nu acționăm în virtutea supărării și a nervilor noștri. Să știți că Dumnezeu așteaptă un pic mai mult de la noi. El vrea niște pocăiți proactivi, care să demonstreze că nu sunt doar niște oameni cum să cade sau de treabă sau care îi lasă pe toți în prostia lor. Sunt niște oameni care îl reflectă slava lui Hristos. Eu am reflectat imaginea unui om de treabă, cum să cade. Dar oportunitatea pe care am avut-o atunci a fost ca omul ăla să-l vadă în mine pe Hristos.
Și din păcate a văzut doar un om liniștit în banca lui și cum se cade. Nu-i destul, frate. Încă o dată, rămânem la subiect. Oameni scoși strategic de diavolul în calea noastră, dar interesant. Și oamenii pe care Dumnezeu îi scoate strategic în viața noastră ca să ne binecuvinteze, și oamenii pe care Satana îi scoate strategic în calea noastră să ne distrugă spiritual, și într-o situație și în alta, dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, din noi nu va ieși decât slava lui Hristos. Și acum, ce s-a întâmplat? S-a îngustat strada pentru că era construcție. Și eu eram exact pe banda care nimerea în groapa de o să paseră aia. Și erau conurile alea portocalii și trebuia să mă bag și eu pe banda pe care mergea toată lumea. Eram un pic frustrat că era destul de târziu și mă grăbeam și s-a făcut un pic de trafic. Și m-am uitat în stânga, a venit o mașinuță cu un tinerel. În primul rând l-am calificat, nu mi-a plăcut de el, că fuma. Zic, iete-l și pe ăsta. La prima oră s-a trezit, dar tânăr, la vreo 20 ceva de ani. Și m-am uitat la el, nu i-am făcut semne, lasă-mă să trec, dar m-am uitat așa la el. Și am băgat mașina cât să intru. El s-a uitat la mine, de obicei, oamenii când nu vor să te lase să mergi, nici să se face că nu te vede și să uită înainte și să bagă până cel din față. Ai priceput, dar măcar te lasă în pace. Ăsta nu. Ăsta s-a uitat la mine în ochii mei și mi-a făcut semn. Eu trec. Dintr-o dată mi-au venit în minte toate motivele pentru care ăsta este un obraznic. Păi, în primul rând, putea să fie elegant, să nu se uite la mine. În al doilea rând, păi eu am păr alb, eu am 50 ceva de ani, tu ești un copil de 20 ceva de ani, poți să-mi fie, am copil cu 10 ani mai în vârstă decât tine, băi. Normal că nu mi-a convenit, m-am supărat, ca să nu zic că m-am enervat, dar n-am reacționat în niciun fel. M-am uitat la el, am zâmbit un pic, m-am uitat la fată, fata cu ochii pe mine. M-am gândit, fii-mă lumină, stai cu minte, nu reacționa, fata trebuie să vadă că ești pocăit. Că, sincer să fiu, nu i-aș fi făcut altceva, dar m-aș fi uitat așa, aș fi dat din cap la el. Așa, ca om. Dar am tăcut din gură, am fost sfânt, n-am făcut nimic. Am luat-o după el și așa s-a nimerit că după el a venit un om foarte cum să cade, parcă zice că au fost înțeleși. Și m-au lăsat în spatele lui. Între mine și fiica mea a încetat orice fel de discuție, pentru că eram concentrat și îl fixam cu săgeți înfocate. Mă uitam la el, vesel, mișca din numeri, din cap, probabil asculta ceva muzică, mai trăgea câte un fum de țigară și dă înainte. Eu după el. Ei, acum Dumnezeu mi-l dă în mâini ca să fac eu să strălucească fața lui Hristos și omul ăsta toată ziua să nu se mai gândească la altceva decât ce fel de om e ăsta care face așa ceva. Cum era el destul de grăbit și așa, nu credeți că se deschide șoseaua pentru puțină vreme și merg amândouă liniile, amândouă benzile și repede se bagă el în dreapta și se duce. Dar n-a avut noroc că n-a mers mult și au apărut conurile în fața lui și s-a blocat. Unul la fel ca el a trecut vrum și nu i-a dat voie să treacă. Și s-a blocat, omul s-a oprit drept în conuri și acum avea el nevoie să facă stânga și cine vine înainte? Eu vin. Deci, îmi venea să râd în hohote. Însă mi-am adus aminte când s-a uitat el la mine, mi-a făcut semn și m-a batjocorit, iar mi-am adus aminte că am 50 de ani, adică mai mult de 50 de ani cu câțiva ani, dar nu vă spun câți, și mai era și fiica mea lângă mine, așa că mi-am păstrat demnitatea și am făcut ce fac oamenii cum se cade. M-am uitat drept înainte și nu l-am văzut. M-am dus
Și așa e cu mintea asta a pocăinței. Că Biblia zice că mai întâi vine ce este firesc și pe urmă ce este duhovnicesc. Într-o secundă după ce am trecut și fiica mea a fost entuziasmată, mai să aplaude, bravo tare, ai văzut ce a pățit că nu l-a ajutat Dumnezeu, m-au trecut toate transpirațiile din creștet până în tălpi. Și mi-a apărut scenariul dumnezeiesc. Ăsta a fost scenariul de cum se cădenie omenească ce am făcut eu. Amen. Scuză-mă, dar ai nimerit în conuri, nici n-ai fost prea cum se cade mai devreme, eu și eu mă grăbesc și nu te-am văzut. Înainte. Dar scenariul dumnezeiesc era următor. Să mă opresc, să-i zâmbesc plin de bunătate și să-i spun, poftiți. Păi ei erau cărbuni aprinși. Dar mi-am dat seama 5 secunde prea târziu. Omul ăla a fost adus de satana în dimineața aia în calea mea ca să mă ispitească și să mă facă să-mi ies din fire, să mă supăr, să mă încrunt la el, să râd sarcastic la el și am câștigat bătălia asta că n-am făcut-o, dar n-am câștigat nimic. Am câștigat bătălia cu satana, dar n-am câștigat bătălia pentru Domnul. Dumnezeu altceva a vrut de la mine dimineața aia. Și Dumnezeu a știut că mi-e ăsta în cale, că încă o dată nu se întâmplă nimic accidental. Dar eu în loc să mă port dumnezeiește, să-i dau prioritate și să-l fac să se gândească toată ziua, mă, mai sunt și altfel de oameni pe lumea asta decât ca mine. Și să o învăț pe fiică mea o lecție de viață pentru toată viața. Că așa se poartă un adevărat fiu al împărăției, am ratat ocazia. Și acum când vă spun, nu vă spun atâta cu simțul umorului, cât vă spun cu năduf și cu frustrare. Nu mai pot de ciudă până în ziua de azi. Aș fi dorit să se mai întâmple odată secvența aia, ca să pot să procedez altfel. Ei, nevasta lui Potifar este adusă de satana în calea lui Iosif ca să-l compromită și ascultați. Ea este întruchiparea ispitei, așa vine ispita la om, să-l distrugă. Vedeți ce spune textul despre ea? A pus ochii pe Iosif. Să știți că la ispitele umblă ochii. Când veți vedea o ispită, uitați-vă ce face cu ochii. Îi plimbă din stânga în dreapta, nu-i stau la un loc. Pe urmă, asta este realitatea ispitei. Că îi umblă ochii. Ispita e reală, în carne și oase. Dar vă rog să observați intensitatea ispitei. Îi vorbea în toate zilele. Ispita nu trece doar așa ca o imagine pasageră. Vine și fuge și trece. Stă în fața ochilor tăi, îi vorbea în toate zilele. Și ispita, pe cât este de reală și pe cât își întețește, pe cât devine tot mai intensă, așteaptă o oportunitate. Vă rog să observați nu numai realitatea ispitei și intensitatea ispitei, ci oportunitatea ispitei, că nu era acolo niciunul din oamenii casei. Acum, haideți să vorbim puțin de Iosif. Am vorbit de nevasta lui Potifar. Iosif. Ispita atacă vulnerabilitatea lui Iosif. Întotdeauna ispita îți caută slăbiciune. Și acolo te atacă. Pe ce spune Biblia de Iosif? Frumos la statură și plăcut la chip. Sunt unii oameni frumoși de tot. Drăguți și simpatici foc. Și ce credeți că atacă satana? Exact acest punct. Satana nu o să te atace acolo unde ai tu 3 ziduri de apărare, o să te atace acolo unde ai poarta. Și fiecare are o poartă a sensibilității lui. Și acolo izbește diavolul. Apoi,
nu numai că atacă vulnerabilitatea lui Iosif, dar ia cu asalt activitatea lui Iosif, pentru că intrase în casă ca să-și facă lucrul. Vine acolo unde tu ești activ și ești prezent. Ispita nu trece pe strada cealaltă. Ispita nu se duce în altă cameră. Ispita ți iese în cale, acolo unde tu îți desfășori activitatea de zi cu zi. La locul de muncă, la școală. Vine după tine, știe adresa, nicio problemă, te găsește. Are un GPS foarte pus la punct. Și pe urmă, ispita agresează naivitatea lui Iosif. Eu tremur de multe ori pentru tinerii creștini, pentru că după ce ies din cadrul acesta foarte protejat al familiei, sunt foarte naivi și nu se prind ușor, că de fapt e vorba de o ispită. Iosif putea spune, ce frumos se poartă stăpâna cu mine, ce amabilă este. Nu s-a prins probabil de la început că îi face ochi dulci. A atacat naivitatea. Ascultați, l-a apucat de haină. El s-a apropiat de ispită, fără să-și dea seama că ea era culcată în pat. Și munca l-a făcut să treacă exact pe lângă locul unde era ispită. Păi, în mod normal, el n-a avut gânduri în inima lui și el când a trecut pe lângă stăpâna lui, nu și-a închipuit că asta l-a apucat de haină. Nici prin cap nu i-a trecut. Naivitate. De aceea trebuie să fim foarte veghetori și foarte atenți. Și să vorbim un pic și despre Potifar. Vă rog să-l observați pe Potifar într-un mare, mare dubiu. În primul rând, el nu știe să distingă care este vinovatul și care este victima. Zice că s-a mâniat foarte tare. Acum, în mod normal, un om ar trebui să știe cu cine stă în casă. Dar se pare că omul ăsta era mai naiv decât Iosif. Iosif era tânăr și nu și-a dat seama că atât de departe va ajunge ispita aceasta. Dar Potifar nici nu știe cu cine stă în casă. Și când vine și spune, uite dovezile, uite ce a vrut să-mi facă, spune Biblia, s-a mâniat foarte tare, a confundat între vinovat și victimă. A văzut victima vinovat și vinovatul victima. Dragii mei, vreau să vă spun că nu întotdeauna lucrurile ies în favoarea victimelor. Și când ești atacat, de foarte multe ori s-ar putea, pe nedrept, să fie acuzat. Apoi, vă rog să observați pe Iosif între statut și stereotip. Ce spune? Rob și evreu. Știți că robii n-aveau niciun drept în casa stăpânului. Erau carne de tun. Stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra robului. Dar nu faptul că era rob, neapărat statutul lui de rob, ci stereotipul că era evreu. Și nici nu erau prea mulți sărmani. Era o familie, când au venit în Egipt, erau câteva zeci. Dar așa i-au adus ismaeliții cu un renume prost. Probabil Potifar aflase. Păi știi ce s-a întâmplat? Pe ăsta l-au vândut frații lui. Ce reputație vine după tine când frații tăi te vând? Stereotipul. Și noi mai avem stereotipuri cu privire la anumite națiuni și noi mai avem anumite stereotipuri cu privire la evrei. Și mai mult, omul acesta, datorită intimității pe care o are cu soția lui, instinctul îi spune, omul acesta este vinovat. Și îl condamnă și îl trimite în pușcărie. Acum haideți să vedem puțin care este rațiunea neprihănirii lui Iosif, să vorbim de integritatea spirituală. Pentru că până la urmă trebuie să ne întrebăm de ce un tânăr, la vârsta asta fragedă, n-a cedat ispitei, a biruit ispita și a rămas integru. Totul începe la nivelul gândirii. Și ascultați care este rațiunea neprihănirii lui Iosif. Mai întâi, rațiunea neprihănirii, modul de gândire al lui Iosif se bazează pe respect. El îi vorbește acestei femei și spune, stăpânul meu,
Aici n-am de-a face cu un om de pe stradă, n-am de-a face... Ăsta e stăpânul meu pe care eu îl respect. Este stăpânul acestei case. Și eu nu-mi pot permite să-mi bat joc de stăpânul meu. Omul acesta cunoaște respectul, rațiunea lui îi spune: te joci cu stăpânul? Îți bagi joc de stăpân? Îți înșel stăpânul? În al doilea rând, rațiunea neprihănirii se bazează pe recunoștință. A căpătat trecere în fața stăpânului său. S-a purtat frumos cu el. L-a promovat, a avut o viață bună în casa lui. Și acum poți să plătești binele cu rău? Rațiunea neprihănirii se bazează pe respect, apoi pe recunoștință. În al treilea rând, rațiunea neprihănirii se bazează pe responsabilitate, este o rațiune responsabilă. Ce spune aici? Mi-a dat pe mână, îi spune el ei, tot ce are. Sunt responsabil de ce se întâmplă în casa asta. Eu nu sunt un derbedeu care trece pe stradă și fluieră după ce te mir cine. Eu sunt un om cu responsabilitate în casa asta. Și eu sunt un om responsabil care îmi îndeplinesc datoria cu cinste. Apoi vă rog să observați cum rațiunea neprihănirii are grijă de reputația pe care și-a câștigat-o. Nu-mi cere socoteală de nimic. Vă dați seama că nu peste noapte stăpânul lui Iosif a ajuns să aibă așa încredere în Iosif. Iosif și-a clădit o reputație de om integru, de om corect, de om cu minte în casa aceea. Și până acolo a ajuns reputația lui, încât stăpânul să spună: nu mai îmi da socoteală, sunt sigur că ai cheltuit bine banii, nu mai îmi da socoteală, sunt sigur că ai făcut tot ce trebuia ca lucrurile să meargă bine în casă. Omul are o reputație și are grijă de reputația lui. Vreau să fac aici o paranteză, stimați tineri, aveți grijă de reputația voastră. Sunt unii tineri cu reputație bună și sunt unii tineri cu reputație proastă. Și cei care au reputație proastă se supără pe comunitatea aceea că românii te bârfesc și te vorbesc de rău și te arată cu ceva. Du-te între americani, între belgeni, între toți, că până acum n-ai fost între ei. Să vezi că și ei bârfesc și ei se arată cu degetul și ei bagă cuțitul pe la spate. Te asigur eu. Numai când stai departe de ei, numai, dragii mei, ca să ai reputație trebuie să ți-o păstrezi. Trebuie să-ți păstrezi reputație. Că într-adevăr, dacă te vorbesc pe nedrept, e una. Dacă din invidie, din răutate, dacă te-ai apucat de prostii, și unii din colegii tăi știu că mai tragi un fum sau mai te duci la un bar sau te duci la un film și te duci unde nu trebuie. Și pe urmă spun că nu, noi părinții prima dată începem să ne interesăm. Bă, ce viață duce băiatul ăsta sau fata asta? Și dacă auzi, păi e băiat bun sau e fată bună. Atunci te bucuri dacă vorbește cu fata sau cu băiatul tău, nu? Și dacă o curtează un băiat pe fata ta sau o fată, băiatul tău e în atenția lui și îți spune: uite, mie îmi place de fata. Nu, dacă are o reputație bună, te bucuri. Dar te interesezi. Nu te uiți și spui: bă, e membru în biserică, ajunge. Nu, te interesează, vezi cine este, ca tată și ca mamă. Că fiecare din noi clădim o reputație și trebuie să avem grijă de ea, să o păstrăm, să o protejăm. Nu-mi cere socoteală de nimic. Apoi, rațiune neprihănirii are mare grijă de restricții. Iarăși, sunt foarte mulți care se supără că în biserică sunt rânduieli. Și spun: la români e dictatură. Așa veniră câțiva la mine să-mi spună: m-am săturat de Romanian Church, de biserică românească, că numai rules, reguli, 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 reguli. Și am întâlnit pe unul după câteva luni de zile, îi spun: hei, unde mergi? Păi la biserica americană cu tare. Da, sigur, și te-ai făcut membru acolo? Nu încă. Păi cum nu încă, măi? Păi zice, am depus cerere, dar trebuie să merg 6 luni la școală să mă învețe ce e aia să fiu membru. Serios? Și după 6 luni te primești? Nu, după aia trebuie să stau 2 ani să vadă cum mă port. Și ce înseamnă aia cum te porți? Păi trebuie să-mi pun etichetă să stau ușier, trebuie să mă duc, să așa. Ăsta era mare cântăreț la noi. S-a săturat de regulile de la biserica românească.
Păi n-or avea americanii sau belgienii sau știu eu cine regulile care le avem noi, dar altele. Și uneori unele mai stricte. Și pleacă săracul că s-a săturat, dar au găsit ei soluția și pentru asta. La noi e dictatură, la ei e o foarte bună organizare. Spune, băi, ce organizați sunt. Păi organizarea ce înseamnă, băi, fraților? Reguli, restricții. Să supără pe mama și pe tata care are restricții, că i-a pus limită de oră când se duc acasă. Și pe urmă, dacă îl lasă de capul lui, pe când ajunge vai de capul lui de prăpădit, ce zice lumea? Păi l-a lăsat să-și facă de cap, normal că a ajuns așa. Am găsit eu unul pocăit, mai așa, mai tomnatic, care a spus, frate, ai mei nu mi-au pus nicio rânduială, nicio regulă, eu vreau să vă spun că am fost ciupit și cu perciunii lungi, unul mai lung ca altul, și urechile, și spinarea, și mulțumesc foarte mult Domnului pentru părinții mei, că nici să fi vrut n-am putut să mișc în front. Da. Nuiaua, ce face nuiaua? Te ține între garduri. Și Biblia spune că dacă un părinte nu-și mustră copilul și nu-l ceartă, certarea chiar și cu nuiaua, zice că îi urăște sufletul. Ascultați, nu mi-a oprit nimic afară de tine, nevasta lui. Vreau să vă aduceți aminte de Adam și Eva. Au fost în grădina Edenului și au avut tot o singură restricție. Iosif a avut o singură restricție. Băi, nu te atingi de nevasta stăpânului, atâta tot. Și a respectat-o cu sfințenie. În grădina Edenului am avut o singură restricție. Nu te atingi de pomul ăsta. Adică nu de pom, cât de rod și să mănânci din el. Una au avut-o și pe ea au călcat-o. Că e natura noastră să ne placă. Dacă Biserica Elim din Bruxelles, dacă vine la Amvon fratele Dorin duminica viitoare și spune, băi fraților, știți ce? Hai să eliminăm toate rânduielile, toate rânduielile, una singură să fie. Și nu știu care o fi aia, dar una singură, restul le călcăm pe toate. Nu mai ținem cont de nicio regulă decât de una. Vreți să vă spun ceva? Fericiții care nu mai au 10 rânduieli sau 500 câte au, are biserica noastră, au numai una. Și aia o să fie călcată, promit, frate Dorin. O să vină sfinții și o să o calce și pe aia. De ce? Că e în natura noastră rebeliunea și răzvrătirea și una, dacă ai pus-o, aia nu ne place. Iosif a avut o restricție și a păzit-o cu sfințenie. Dar rațiunea neprihănirii îl duce mai departe decât respectul, recunoștința, responsabilitatea, reputația și restricția. Îl duce până acolo să aibă repulsie față de un act atât de odios, să-și înșele stăpânul și să comită imoralitatea. Ascultați ce spune el. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Nici nu concepe, are o repulsie totală față de o asemenea imagine. Când se gândește cum ar fi să, se strâmbă. Cum aș putea eu? Are o repulsie interioară față de un asemenea fapt. Însă, rațiunea de bază a neprihănirii este reverența. Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Să zicem că stăpânul nu era chiar așa de bun. Să zicem că Iosif nu o ducea așa de bine. Să zicem câte lucruri vrem. În cele din urmă, motivul pentru care nu păcătuim este că noi îi aparținem lui Dumnezeu și noi nu vrem să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Asta este rațiunea, așa gândește neprihănirea. Așa gândește un om neprihănit. E stăpânul meu și îl respect. Am căpătat trecere în fața stăpânului meu și sunt recunoscător. Mi-a dat pe mână tot ce are și eu sunt un om responsabil, care nu ies din cuvântul lui. Nu-mi cere socoteală de nimic și am o reputație pe care vreau să o cultiv și să o păstrez.
Nu mi-a oprit nimic afară de tine, nevasta lui. O restricție mi-a dat și sunt atent să o păzesc și să n-o calc. Mi-e scârbă de ideea de a păcătui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Nu-mi stă în caracter. Și mi-e silă de ideea asta. Am o repulsie totală față de o asemenea imagine. Și apoi am o stare de reverență înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu. Care a fost reacția neprihănirii? Am văzut rațiunea neprihănirii. Reacția neprihănirii. Refuz. N-a voit. N-a voit. Noi trebuie să avem o reacție fermă în fața ispitei. Nu vreau. Refuz. Apoi respingere. I-a lăsat haina în mână și a făcut calea întoarsă. A fugit afară. Există momente în care trebuie să pui mâna în piept ispitei și să o împrâncești. Și să fugi, știți ce spunea Pavel lui Timotei? Fugi de poftele tinereții. Uneori trebuie să fugi. Fuga, zicea cineva, e rușinoasă. În cazul neprihănirii nici de cum nu e rușinoasă și e întotdeauna și sănătoasă. Și rușinoasă niciodată. Și apoi, resemnare. Vedeți, de foarte multe ori, integritatea nu aduce consecințe pozitive în viața noastră. S-ar putea șeful tău de la servici să-ți ceară să faci niște ilegalități. Și dacă n-asculți, te dă afară din serviciu. Știți că neprihănirea trebuie să știe să se și resemneze. Refuză? Nu. Respinge ofertele? Păi, măi, dacă faci așa, fii atent aici. Și dacă trebuie, și neascultând de nelegiuire, e pedepsit, se resemnează. Ascultă, un verset de dreptul sublim. Iosif a stat acolo în temniță. Păi ce era să fac? A stat acolo în temniță. Astăzi este stăpânul casei, că zice la un moment dat, stăpânul nu-i mai mare ca mine în casa asta. Și mâine este în temnița celor mai detestați oameni din împărăție, oamenii care greșesc direct față de împărat. Nu erau oameni în mai mare pericol. Că dacă îl furai pe unul pe stradă, dacă îi dădeai în capul la unul pe stradă, dacă aruncai hârtii pe jos pe trotuar, dacă te pedepsea, te băga undeva, știu eu, mă rog, ce pedepse erau. Dar să comiți o ofensă față de împărat, acolo erau cele mai grele celule, cele mai teribile celule. Și era în cel mai mare pericol. Acolo l-a aruncat pe Iosif. Și Iosif ce face? Păi ce să fac? A stat acolo în temniță. Dragul meu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l păstrezi, pe care trebuie să-l suporți, păstrează-ți integritatea. Acum, am vorbit de rațiunea neprihănirii, reacția neprihănirii, haideți să vedem rezultatul neprihănirii. Până la urmă, ce se întâmplă cu omul neprihănit? Mai întâi, își păstrează viața. Își păstrează viața. În Ieremia 45 spune cuvântul Domnului că Baruc, scribul lui Ieremia, după ce a făcut el așa mari isprăvi pentru Ieremia și pentru Dumnezeu, s-a dus el la Dumnezeu și a zis: Doamne, știi că am făcut și eu, am scris, am avut curaj, am stat lângă un om detestat și așa, și acum eu ce voi primi? Ce-mi dai și mie? Și a spus: măi, Baruc, tu nu vezi ce se întâmplă în lumea asta? Auzi, tu vrei lucruri mari? Știi ce îți voi da ca binecuvântare pentru că m-ai slujit? Prada ta de război va fi viața ta. Dragii mei, s-ar putea, pentru că ne-am păstrat și noi curați și ne-am luptat, să zicem: Doamne, știi că sunt și eu neprihănit, acum ce o să-mi dai și mie? O să-mi dai și mie mai multe, o să fiu și eu mai împlinit, o să fiu și eu mai răsărit, o să fiu și eu... Și Dumnezeu știe ce spune? Prada ta de război este viața ta și nu viața asta pământească cum i-a dat-o lui Iosif. Prada noastră de război este viața veșnică. Dumnezeu ne asigură că dacă trăim în neprihănire, marea noastră răsplătire este viața împreună cu Dumnezeu. Iosif, pentru că și-a păstrat integritatea,
Și-a păstrat viața. Apoi și-a păstrat binecuvântarea. Știți ce se întâmplă în pușcărie când ajunge? A fost cel mai mare în casa lui Potifar și până se duce în pușcărie. Și în pușcărie unde? A rupt cineva binecuvântarea de pe el? I-a luat-o? Binecuvântarea s-a dus cu Iosif în pușcărie. Să știi că binecuvântarea lui Dumnezeu vine cu tine în vale, în chin, în suferință, în spital și la eșafot dacă trebuie. Atâta vreme cât îți păstrezi neprihănirea neîntinată, niciodată binecuvântarea lui Dumnezeu nu se depărtează de tine. În cele mai adânci voi ai ajunge. În închisoare, în pușcărie, Iosif rămâne binecuvântat și e binecuvântată pușcăria. Și el ajunge să fie cel mai mare din pușcărie. Și acum temnicerul nu mai poate de bine. Aproape că îți vine să-l compătimești pe Potifar, că eu sunt sigur de lucrul ăsta. Când a ieșit Iosif din casa lui, toată pacostea din lume s-a dus peste capul lui. Nu mai auzim nimic de săracul Potifar, a dispărut săracul, nu mai știm ce s-a mai întâmplat cu el, ce nu s-a mai întâmplat și nici nu mai contează, că nici pe Dumnezeu nu l-a mai interesat ce s-a întâmplat cu casa lui și cu ispita din casa lui. Dar de Iosif câte nu știm. De ce? Pentru că atunci când a plecat binecuvântarea cu Iosif, n-a mai contat ce s-a întâmplat în casa lui Potifar. Dintr-o dată, centrul de acțiune unde se mută? În pușcărie. De ce? Pentru că acolo este binecuvântarea. Și-a păstrat binecuvântarea. Și în al treilea rând, ce-a mai păstrat Iosif? Revelația. Foarte interesant. A avut revelații în casa tatălui său, a ajuns în Egipt și la prima vedere n-a mai avut mari revelații. Nu găsim că în casa lui Potifar să fi avut nu știu ce visuri, nu știu ce revelații. Și ai fi zis, măi, l-a părăsit revelația pe Iosif? Ei, când ajunge în pușcărie, ce credeți? Nu-l părăsise acolo nici revelația de la Dumnezeu. Pentru că atunci când îți păstrezi integritatea, frate și soră proroc, sau care ai un dar spiritual, să știi că revelația nu te părăsește până tu nu-l părăsești pe Dumnezeu. Dar dacă tu rămâi în integritate și în corectitudine și în sfințenie, în neprihănire, revelația nu pleacă de la tine. A păstrat viața, a păstrat binecuvântarea și a păstrat revelația. Și acum, haideți să încheiem mai întâi vorbind despre acest mare profil al Vechiului Testament, Iosif, prezentându-l ca profil mesianic, pentru că de fapt Iosif e o prefigurare a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, ispitit, dar fără păcat. Ce ni se spune despre Domnul Iisus în Evrei 4:15? A fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Iosif a fost ispitit, dar n-a căzut în păcat. Dragii mei, noi toți vom fi ispitiți. Nu este o problemă specifică pentru viața cuiva. Toți trecem prin ispitirile vieții. Întrebarea se pune dacă păcătuim sau nu. Și eu mă rog ca Domnul să ne ajute să nu păcătuim. Apoi, acuzat pe nedrept. Așa cum Iosif a fost acuzat pe nedrept, Domnul Iisus Hristos a fost acuzat pe nedrept. 3. Nu i s-a auzit glasul, ni se spune în Isaia 53 despre Domnul Iisus. Îl vedem aici pe Iosif, neputincios. Ce putea să spună? Nu e adevărat, stăpâne. Și aia din spate cu haina și cu oamenii, mi-ați auzit strigătul, uite haina, cum poți să-l crezi pe un rob și mai e și evreu? N-avea nicio șansă, a tăcut și a stat acolo în temniță. Dar apoi ascultați-mă, Hristos a venit din cer unde purta haina pestriță a gloriei lui Dumnezeu și a fost vândut de ai săi și dat pe mâinile romanilor. Și când a venit din cer pe pământ și a fost vândut, a ajuns în închisoarea mormântului. Dar a treia zi a înviat din morți și este la dreapta Tatălui și este în slavă. Și traiectoria aceasta a fost desenată de viața lui Iosif, prefigurată de viața lui Iosif, care de la sânul Tatălui care îl iubea, a ajuns vândut de ai săi, a ajuns în Egipt
și din Egipt în adâncul închisorii. Dar din adâncul închisorii, din nou în slavă, nu cel mai mare din casa lui Potifar, ci cel mai mare din toată țara Egiptului și, dacă îmi permiteți, de pe tot pământul, că nu era împărăție mai mare în vremea aceea. Și acum, frați și surori, doar trei gânduri le enumăr și vă las cu ele, aplicații practici. Ce să fac eu acum de am auzit atâtea lucruri despre viața lui Iosif? Păi, în primul rând, păstrează-ți integritatea cu orice preț. Mai bine renunț la viață decât la sfințenie, că știți ce spune în Evrei, capitolul 12, voi nu v-ați împotrivit încă până la? Împotriva păcatului. Ce înseamnă asta? Mai bine mor decât să păcătuiesc. Păstrează-ți integritatea cu orice preț. Apoi, doi, fii credincios indiferent de circumstanțe. Viața te duce pe roata ei și te învârte când sus, când jos. Uneori dai de oameni buni, alteori de oameni răi, uneori dai de circumstanțe favorabile, alteori ți se încurcă și ți se neacă corăbile. Dragii mei, în toate aceste situații, noi suntem chemați să avem de-a face cu Dumnezeu. Iov, când a pierdut tot, a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului lăudat. N-ai tu treabă cu satana, cu caldeenii, cu sabeenii, cu Potifar, cu închisoarea, tu îi rămâi credincios lui Dumnezeu. Amin. Pentru că tu cu Dumnezeu ți-ai făcut de lucru și cu El ai de-a face. Și apoi, în al treilea rând, așteaptă răbdător. Pentru că adevărul, până la urmă, rămâne în picioare. Toate împărățiile pământului se vor clătina, doar împărăția în care ne-am pus noi nădejdea și din care facem parte va rămâne în picioare. Și dacă pe pământul ăsta niciodată adevărul nu va ieși la iveală, și dacă pe pământul acesta vei ajunge să suferi ocara lui Hristos, nicio problemă. Pentru că în veșnicie Dumnezeu, care știe toate lucrurile și le va da pe față, va dovedi că dacă ai trăit neprihănit, vei fi răsplătit și vei fi mântuit. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm cu orice preț puritatea, sfințenia, integritatea, moralitatea și să-ți facem cinste pe pământul acesta. Amin.